Astăzi a câștigat România. Astăzi votul românilor dat pe 26 mai la referendum a fost, iată, întru totul și pe deplin respectat. Căderea guvernului PSD este rezultatul firesc al reacției întregii societăți față de abuzurile și incompetența acestui guvern. Succesul moțiunii de cenzură confirmă un proces care a început cu ceva vreme în urmă, odată cu votul din 26 mai de la referendum și europarlamentare. Acest proces se numește intrarea în istorie a PSD. Felicit Partidul Național Liberal pentru inițiativa acestei moțiuni de cenzură, pentru efortul liderilor și parlamentarilor liberali de a găsi susținere și sprijin pentru reușita unui demers absolut necesar pentru România. Felicit totodată și celelalte partide de opoziție care au pus umărul la îndepărtarea acestui guvern PSD-ist eșuat și derutat. Românii au cerut căderea guvernului PSD. Românii au cerut oprirea distrugerii justiției și stoparea amnistiei și grațierii. Românii au cerut, prin vot, să nu se producă îndepărtarea țării noastre de Uniunea Europeană. Bilanțul de astăzi vorbește de la sine. Am reușit să îndeplinim toate aceste solicitări legitime și să blocăm dezastrul PSD. Mă bucur că rațiunea a prevalat și la nivelul Parlamentului s-a conturat o opoziție care, în pofida viziunii și orientărilor politice diferite, s-a implicat și a arătat că poate lucra împreună pentru a da jos acest guvern dezastruos. Este un semn de maturitate politică, pentru că orice zi cu guvernul Dăncilă ar fi însemnat pentru România încă o zi pierdută. Voi convoca partidele parlamentare la prima rundă de consultări mâine, începând cu ora 11, pentru că avem urgentă nevoie de un nou guvern. Voi asculta opțiunile partidelor și voi propune o soluție de executiv cu un mandat foarte clar, care să asigure o guvernare responsabilă și eficientă până la următoarele alegeri parlamentare, indiferent când se vor desfășura acestea. Cea mai bună soluție pentru redarea legitimității Parlamentului este, evident, întoarcerea cât mai rapidă la votul cetățenilor, adică alegeri anticipate. Aceasta însă nu se poate face decât dacă există un consens al formațiunilor parlamentare actuale. În cadrul consultărilor, voi constata în ce măsură există un astfel de consens și care este cea mai bună variantă pentru bunul mers al României în perioada imediat următoare. Din acest moment, prioritară devine punerea în aplicare a cele mai bune soluții constituționale, pentru ca românii să fie cât mai puțin afectați de efectele acestei perioade post-moțiune. Sunt chestiuni care necesită o rezolvare urgentă. România are nevoie de un buget corect pentru anul viitor. De asemenea, trebuie ca în cel mai scurt timp să facem o nominalizare de comisar european care să respecte standardele de profesionalism și credibilitate cerute de partenerii noștri din Uniunea Europeană. Suntem aproape în pragul alegerilor prezidențiale și avem responsabilitatea să asigurăm desfășurarea lor corectă,
și organizarea în cele mai bune condiții, inclusiv pentru românii din diasporă. Sunt așadar probleme care nu suportă nici o amânare. Voi lua o decizie cu respectarea Constituției și având în vedere că, indiferent de opțiunea aleasă, să fie asigurată stabilitatea României. Faptul că moțiunea de cenzură a trecut reprezintă, fără îndoială, o mare reușită. Dar bătălia cu PSD nu s-a încheiat aici. De aceea este esențial ca românii să iasă în număr mare, cât mai mare la vot. Pentru că, într-o democrație, votul la prezidențiale, la alegerile locale și parlamentare este singurul care poate hotărî în ce direcție merge România. Vă mulțumesc!